de la cantina Mihai Bravo, unde suntem actualmente. Precum vedeți, fațada s-a încheiat, acoperișul s-a completat. Geamurile au fost schimbate pentru că starea celor vechi nu mai corespundea cerințelor. La subsol există o singură cameră unde se mai consolidează la momentul ăsta. Urmează, practic, în zona de bucătării să lipim acel target sau linoleum special conform cerințelor de SV. Sigur că și ceea ce înseamnă instalații electrice și sanitare sunt într-un ritm destul de avansat și la fel țin pasul cu în urma constructorului ca să putem să finalizăm lucrările respective. Pot să vă spun că în proporție de 90% consolidarea este executată și sperăm să ducem la bun sfârșit lucrările de consolidare ca să putem să continuăm cu cele de finisaj, unde sunt niște cerințe deosebite, pentru că, așa cum știți, clădirea are ca și scop să pregătească în cadrul învățământului dual elevii. Sperăm ca lucrările să decurgă în continuare într-un lin alert, ca să reușim să ne încadrăm în termenele care au fost impuse și cerute pe bună dreptate.